să discutăm puțin despre, apropo de Parlament, da? Deci se prelungește, înțelegem, activitatea în Comisia de Ancheta alegerilor din 2009. De ce? Pentru că avem o majoritate PSD-ALDE care pur și simplu ignoră toate legile și regulamentele Parlamentului. Are legătură, deci, cu sesizarea pe care a făcut-o domnul. Da, bineînțeles că are legătură. Eu am atras încă de la început atenția legată de această comisie de anchetă, că va duce în derizoriu unul dintre cele mai importante instrumente ale Parlamentului. Este o cacealmă ce se întâmplă în acest moment cu comisia de anchetă, pentru că începând din această vară, această comisie și-a schimbat structurile absolut arbitrar, fără a trece prin biroul permanent, fără a trece prin Parlament. A avut un program de lucru în timp ce toate celelalte comisii ale Camerei Deputaților, Senatului, comisii comune, comisii specifice și așa mai departe, peste 50 de comisii, au avut un program de lucru aprobat de către Parlament. Aceasta a fost singura comisie care, pe baza unor SMS-uri, se convocă când considerau necesar de asta, să dea niște comunicate. Dincolo de procedurile astea nerespectate, care este motivul pentru care se prelungește activitatea acolo? Pentru a continua această... Are legătură cu sesizarea pe care au făcut-o domnii Dragnea și Tăriceanu la CCR? Speră că ce anume? Că vor trece de la CCR, că a fost o atât instituțional și vor obliga în final pe Chioveși să vină la... Nu, speră că vor continua acest circ mediatic, nu știu, speră poate la niște decizii extravagante ale Curții Constituționale, să spunem foarte clar despre ce e vorba, în acea obligație de loialitate, care este foarte des invocată, am mai explicat și cu alte ocazii. În cadrul unei comisii de anchetă parlamentară, da, pot să invit procurorii, șefii ale unor instituții să-i întreb ce infracțiuni au documentat, ce dosare au făcut pe parcursul alegerilor, să înțeleg care sunt aceste infracțiuni, să iau măsuri pe viitor ca să nu mai să îmbunătățesc procedurile. În regulamentul făcut și votat de această majoritate parlamentară nu era însă nici o specificație, deși erau puncte de la A la litera O, nu era nicio specificație legată de acest scop. Deci această comisie de anchetă, prin regulament, nu și-a impus acest scop. Și atunci, această obligație de loialitate poate fi interpretată în legătură cu un scop legal. Oricum, acest lucru nu era trecut în regulamentul comisiei de anchetă, continuă un circ pur și simplu, duce o ideea de comisie de anchetă în derizoriu. Astăzi au aprobat... O să mă invitați de două, trei ori pe doamna Chioveși. O secundă, astăzi au aprobat încă trei comisii de anchetă în birou permanent. Pentru SIPA, pentru ANRE, această prelungire de 60 de zile, dar în același timp, ceea ce a văzut o țară întreagă care s-a uitat la votul de la moțiunea de cenzură, că s-a furat sub cupola Parlamentului, adică au apărut voturi în plus față de numărul de senatori care au votat, au refuzat, deși erau strânse aceste semnături, au refuzat atât în biroul permanent reunit cât și în cele două camere în plen să facă această comisie de anchetă. Despre ce discutăm? Domnule Palada, doamna Chioveși, înțeleg că sesizează inspecția judiciară în legătură cu declarațiile pe care le-a făcut Daniel Dragomir, cum că s-ar fi făcut rechizitorile la Serviciul Român de Informații și nu la DNA. La inspecția judiciară deja e un scandal acolo, tot cu doamna Chioveși și cu controlul, cu... în sfârșit. Ce o să iasă din tot balamucul ăsta, apropo de lupta anticorupție în care eu în continuare cred? Și toată sper lumea, să se facă justiție, crede. Sper ca cei care au furat să se ducă la pușcărie frumos. Doamna, orice instrument poate să fie folosit și în scopuri bune, nobile, și în scopuri mai puțin nobile. Știți butada celebră că un cuțit poate să fie folosit și să tai pâinea de bucătărie și să omori un om? La fel se întâmplă cu orice fel de instituție. O instituție care are drept scop o îmbunătățire a societății, lupta anticorupție, poate la fel de bine și din păcate s-a dovedit în România în ultima perioadă că așa a fost, să fie folosită și în scopuri personale, în scopuri de consolidare a puterii din partea sistemului, lucruri care au fost puternic documentate în ultimul timp în România și care câinii latră caravana trece. Sper să nu se întâmple lucrul acesta, sper că aceste comisii parlamentare încetul cu încetul să arunce lumina asupra ceea ce se întâmplă. Dacă doamna Chioveși trimite în momentul de față la inspecția judiciară, e foarte bine pentru că se respectă niște proceduri. Are dreptul? Are. N-a încălcat legea? N-a încălcat. Dacă inspecția judiciară verifică lucrul acesta și face cu adevărat treaba, e un lucru bun, înseamnă că statul funcționează. Dacă lucrurile se
fie tergiversează, fie se bagă sub preș, atunci înseamnă că avem o manieră în care o instituție, și anume inspecția judiciară, acoperă niște nereguli în societatea română. Spuneți-mi, acum sigur că circulă în spațiu public tot felul de informații, venite din diverse surse, oamenii au diverse interese și acum trebuie fiecare să judece, să se documenteze și să tragă o concluzie personală. Domnul Dragomir zice că veneau de la Serviciul Român de Informații, rechizitorile la DNA, procurorile semnale trimitea în instanță. Eu înțeleg totuși că de la SRI veneau acele interceptări, da? Interceptările făcute de Serviciul Român de Informații. Existau echipele mixte pe care doamna Chioveși le trecea în comunicatele alea atunci când se făceau rețineri și așa mai departe. Echipele astea mixte înțeleg că funcționau și ele în baza unor înțelegeri, unor contestate și ele acum. Așa. Deci, poate că era un sistem de lucru care a fost acceptat la momentul respectiv. Așa. Iar acum, pur și simplu, toată lumea contestă. Ba echipele mixte, ba interceptările SRI, ba modul în care lucra. Acum, domnul Dragomir pune capac. Venea tot rechizitorul semnal, nu mai face nimic. Nici nu mai audia martor. În plus, pe de o parte, să discutăm despre aceste posibile disfuncționalități din cadrul unui sistem foarte important, sistemul de justiție. Ăsta este un motiv pentru care cei din sistemul de justiție, în cazul de față, inspecția judiciară, să verifice și să verifice nepărtinitor să-și facă treaba. Și ăsta este un motiv pentru care trebuie să discutăm despre continua îmbunătățirea regulilor. Avem la masă aici două persoane care sunt în Parlament. Parlamentul ăsta face legi. Dar avem persoane cu experiență parlamentară, fie trecută, fie prezentă. Nu putem să venim să spunem legile sunt imuabile, nu pot să fie schimbate. Unul din caracteristicile fundamentale ale oricărui sistem democratic. O lege este perfectibilă dacă la momentul respectiv corpul care face legi, Parlamentul, consideră că acea lege poate să fie modificată, se modifică. Nu înseamnă că e o chestie ilegală să modifici legea. Pentru că admiterea însemna, luăm tot Parlamentul, îl arestăm și mergem pe o tiranie luminată. La fel, în cazul în care se descoperă că au fost niște reguli care la vremea respectivă fie au fost legale, fie nu prea au fost și au fost așa tolerate, trebuie să se separe apele. Domnule, au fost legale? Bine, s-au aplicat atunci, poate nu e bine cum s-au aplicat, poate schimbăm regulile, că de-aia sunt reguli, să le discutăm în mod concret cât de adecvate sunt la societate. Da, vedeți, dacă acum nu s-au aplicat pe Chioveși și pe regulile acceptate de atunci. Dacă acum nu s-au respectat, dacă nu s-au respectat regulile, atunci trebuie să fie cercetați, judecați cei care au încălcat regulile cu consecințele de rigoare, cum se întâmplă și cu distinsul domn Portocală. Au fost voci în România care de ani de zile spun Portocală încalcă legea, Portocală face abuzuri, nu s-a întâmplat nimic. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic, sper să fie cercetat pe baza legilor, sper să se aplice legea și să nu mai avem un discurs de la Robespierrean în România care să spună aplicăm legile și de fapt se încalcă legile și se fac abuzuri. Da, pentru da, vedeți, că România asta se întâmplă în momentul de față. E o mare confuzie acum, e o confuzare general, națională. Care legi le aplicăm? Care legi le aplicăm? La momentul în care doamna Chioveși lua pe ăștia, pe politicieni, corupția era o chestiune de siguranță națională. Siguranța națională era la SRI. SRI făcea așa. Echipele alea mixte erau agreate prin nu știu ce protocoale. Acum nu mai e nimic valabil. Și acum e abuz ce a făcut doamna Chioveși atunci. Vedeți? Depinde pe ce legi, la ce legi te uiți tu, că toți vorbim despre aplicarea legii. Care lege? Te uiți la legea în vigoare la momentul înfăptuirii. Înfăptuirii. Păi și atunci, fapta era... Situația, după părerea mea, e aceeași și în cazul sesizării inspecției judiciare de către doamna Chioveși și absolut justificat. Dacă avea acest instrument la îndemână, foarte bine că... Dar și în cazul în care cei doi președinți ai camerelor au sesizat Curtea Constituțională, în fond, ca să se termine discuția asta, de ce să nu ne spună Curtea Constituțională dacă este cu adevărat sau nu vorba despre un conflict instituțional între Parlamentul României și Ministerul Public? Am mai zis deja Curtea Constituțională, Curtea Constituțională că cei invitați sunt obligați să se ducă. Și? Da. Ce da. S-a întâmplat? Pentru că nu există sancțiuni, nu, da, am încălcat legea, poate nu, vor. A, și nu data viitoare când o să spună că e conflict instituțional, ce se mai întâmplă? Nimic. Păi vedeți care legi le aplicăm și de ce nu le aplicăm? O secundă, Curtea Constituțională a enunțat un principiu, nu s-a pronunțat asupra unui caz. Aici este lucru și acum ceea ce se cere și sper să nu se creeze un astfel de
precedent periculos, pentru că asupra cazurilor concrete se pronunță celelalte instanțe ale justiției, nu Curtea Constituțională. De aici este Curtea, celelalte instanțe judecătorești pot să ia în discuție principiile enunțate de către Curtea Constituțională. Îmi pare rău că vă întrerup. Lăsați-mă, nu v-am întrerupt. Principiul se aplică asupra tuturor. Da, spuneți, e bun principiu, dar să nu se aplice la Chioveși. Nu, nu, vă rog să nu mai reinterpretați ceea ce spun. Măcar, uite, asta mă deranjează și în Parlament și de asta am ajuns și eu în politică. Din cauza acestei nesimțiri, dar nu lăsa pe ceilalți. Da, îmi asum acest lucru și dacă e vreo amendă pentru acest... pentru această afirmație o voi susține în fața justiției și voi demonstra că da, aceasta este definiția nesimțirii. Să nu lași pe cineva să vorbească și să intri peste el. Fac un bine, da, fac să nu dormi. Da, în continuare o nesimțire totală. Ceea ce vreau să spun este că da, legile sunt făcute în Parlament, principiile se aplică în toate cazurile, dar există foarte clar la aceleași principii care vorbesc despre separația puterilor în stat. La ora actuală, majoritatea PSD și ALDE încalcă flagrant acest principiu. Mulțumesc! Da, haideți să luăm o pauză de publicitate, apoi să discutăm despre un document pe care l-a publicat Press One, un document care ne arată foarte clar cine a susținut minerii în 1990 cu hrană, cu echipament, MAPN, guvernul Roman. Domnul Petre Roman a avut și o reacție interesantă astăzi, o să vă prezentăm și de asemenea vă arătăm dovada că domnul Gelu Diaconu, contestatul fost șef al ANAF, a avut dreptate când a spus că, într-adevăr, domnul ministru al finanțelor, Mișu și mai cum îl cheamă, sună personal la companiile de stat să ceară bani, da? Se verifică această informație, Transgaz, Transelectrica, toată lumea obligată să trimită bani pentru ca guvernul să plătească pensii, salarii. Pauză și ne întoarcem.